Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre mașini electrice, viitorul cu mașini electrice s-ar putea să fie foarte diferit decât cum ne imaginăm noi. De ce ne luăm mașină? Ca să ajungem, nu, așa e principiul. Să ajungem repede, da, confortabil, unde dorim, direct la adresă, fără să ne chinuim cu bagajele în cârcă. Cam de asta. Asta a fost în trecut. Viitorul e puțin diferit. Compania Citroen, de pildă, oferă acum abonamente de tren clienților care cumpără mașini electrice de la ei. Mă, ce mișto! Sunt sinceri. Da. La noi trebuie să de abonamente de microbuză maxi-taxi. Direct să vireze la șofer. Bun, Citroen consideră că în felul ăsta rezolvă așa numită anxietate de autonomie pe care o încearcă mulți proprietari de electrice. Adică, cu alte cuvinte, ce zice Citroen? Ai luat mașină de la mine și ți-e teamă că o să rămâi în drum fără baterie, că n-ai apucat să încarci cât trebuie? Suite în tren. Ia un bilet de tren, da. E cam bancul, cu ce ai în spate? Nimic, ia o cocoș. Scopul declarat al ofertei, citez acum dintr-o relatare din publicația Profit.ro, scopul declarat al ofertei este ca proprietarii de mașini electrice Citroen să combine mașina și trenul, de exemplu, pentru naveta zilnică. Să pună mașina în tren. Exact, eu asta m-am gândit prima dată. Dar nu, ideea este că lași mașina și te urci în tren. Pentru călătorii în weekend, pentru drumuri mai lungi, ca să-ți vezi prietenii, bunica, mama... Și o să avem dialog de genul: mamă, mi-a luat mașină nouă. Da, bravo, unde e, mă, micule? La gară. Asta e. Această combinație de mijloace de transport oferită de Citroen răspunde așteptărilor și noilor obiceiuri ale consumatorilor. Voi aveți aceste așteptări și noi obiceiuri? Să ții mașină ca să primești abonament de tren? Nu m-aș fi așteptat niciodată. Dar e o surpriză plăcută. Nu mai bine ții doar abonament de tren și ai rezolvat problema. Mă gândesc ce rost are să... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.